Dintre multe stări pe care le cunoaștem cu putință, una parcă e mai frumoasă, e trăirea prin credință. Mulți azi disprețuiesc credința și zâmbind prin viață trec, însă unica-i sub soare și n-o au acei care o neg. Și vorbind de această stare necesară pe pământ, să rugăm pe Domnul Slavei să ne-o dea prin Duhul Sfânt. Nu știm cât și până unde ni se cere să urcăm, însă am vrea uniți prin Duhul toți spre cer să ne îndreptăm. Să unim credința noastră cu fiorul sfânt de sus, printr-un fir de legătură între noi și între Iisus. Ni s-a spus de multă vreme pentru cei ce au credință, viața e un zbor spre ceruri și un triunghi de biruință. Ni s-a spus de Salvatorul și ce a spus n-a spus povești. El a spus că prin credință poți orice să biruiești. Poți, cât nu râvnești o slavă, pentru fire, pentru eu, poți orice neprihănire, poți orice în Dumnezeu. Însă n-ai să poți vreodată de o izbândă să vorbești, câte vreme ești o pradă eului ce locrotești, câte vreme încă firea concurează la tribună. Nu uita că ești creștinul, numai pentru vreme bună. Aș vrea să vorbesc acum celor ce gândesc curat, căci aici este locul unde a fost Iisus chemat. Sunt și azi atâtea cazuri, stări durute, lacrimi grele, doritori ai mântuirii care vor o mângâiere. E nevoie azi de Petru să se urce în Sion, e nevoie ca să treacă iar Iisus prin Ierihon. E nevoie ca Betesda iar să fie vizitată, e nevoie iarăși apa ca să fie tulburată. E nevoie, dar Iisus s-a înălțat la ceruri și vine la credința tuturor celor ce-l cer. Vine, dacă ai credință în puterea lui cea mare, vine iar ca la Betesda și în această adunare. Dacă n-ai avut prilejul să te arunci în scăldătoare, ai prilejul să te vindeci chiar aici, în adunare. Sunt dovezi atât de multe care țin standardul sus. Nor de martor strigă astăzi că ce a vindecat Iisus. Nu mai sta în nepăsare, îndoielnic cât mai vrei să stai, chinuit de boli cumplite când un Dumnezeu tu ai. O credință, forță vie, strigă tu cu glasul tău, să înțeleagă fiecare căci există Dumnezeu. Mișcă-i tu pe toți din loc, scoate-i și din labirint, fă să știe că e vremea sfintelor făgăduinți. Pune îngerul la ușă cu o sabie de foc, nu lăsa nelegiuirea să pătrundă în al tău loc, nu lăsa ca formalismul să-ți împiedice lucrarea, ci ridică-ne, stăpâne, cercetează-ți adunarea. Am dorit și în dorul nostru, leagă-ne pe toți de cer, să fim o comoară sfântă, un tezaur, un mister. Doamne, nu știm câtă vreme pe pământ noi vom trăi, însă știm că glia aceasta nimeni nu va moșteni. Nu știm cât vom fi aici, nu știm cât vom fi în har, însă n-am vrea ca toată truda să ne fie în zadar. Am dorit în ziua sfântă, în măreața întâlnire, când vei apărea în slavă cu semnalul de pornire, să fim toți în așteptare, să fim toți în haine albe, să putem începe odată mult dorita sărbătoare. Până atunci, vino, Doamne, dă-ne multă biruință și în marea noastră luptă dăruiește-ne credința. Amin.